Ești un om curios. Vrei să fii mereu informat. Știu. Tot ce-ți place ție, găsești pe Alef News. Noul tău, canal de știri. Traseismul politic falsifică rezultatul votului popular, spune Claus Iohannis. Președintele vrea o lege clară pentru interzicerea mutărilor de la un partid la altul în timpul unui mandat. Pe asta o știi? Alice Grasul, managerul Serviciului de Ambulanță București Ilfov, trage un semnal de alarmă. Peste 40% din apelurile din ultimele 24 de ore sunt de la cazuri cu COVID-19. Asta cum ți se pare. Doi militari români au fost răniți în timpul unei misiuni de patrulare în Afganistan în urma unei explozii a unui dispozitiv improvizat. Găsește Alef News pe ultima poziție a grilei de programe RCSRDS.